pleacă de la podul. Aproximativ 40 de oameni care au terenuri agricole în zonă se plâng că după ce au rămas fără drumul de acces la culturi, sunt nevoiți să parcurgă mai bine de o jumătate de kilometru cu saci în spinare. Alții au preferat să-și lase produsele să se usuce pe câmp după ce o vecină, care spune că are acte de proprietate pe teren, a împrejmuit cu gard ghimpat fosta uliță comunală. În 2014, doamna Brutaru Maria s-a întins pe o porțiune mai mică de teren până a închis drumul. După aia, pe toamnă de tot, a venit până marginea apii încoace, până marginea apii, închizând. Iar de aici la vale, din gard la vale, a tras un gard de vreo 30 de metri cu sârmă înghimpată, pe lângă gardul cetățenilor de teren. Cărăm cu sacii, ori în albia râului, în Cerna, râul Cerna, ori ne ducem în partea cealaltă. Ce înseamnă? Câte? Cam, cred că mergem 500 de metri cu saci în spate. Cum să car 20 de saci în spinare la drum? Cum? Când bunicii noștri cărau pe aici? Un sac de cartofi. Au căruțe, ce ajungeau? Cum să nu tractoare, mașini, cum să nu treceau oamenii cu cai, să duceau în partea cealaltă, peste drum? Ce să facem? Am încercat să vorbim cu ea, să ne lase, nu vrea să ne lase. Și nu se poate. Nu. Nu ne dă voie. Păi noi avem un proces și facem o hârtie de la poliție că dânsul nu are voie să o deranjeze pe mama de la terenul dânsei. E terenul nostru, sunt acte, ne dați în judecată, nu se poate așa ceva. Asta vreau. Mama mea e bolnavă, vă duc imediat acolo. Agricultorii au făcut petiții la primăria din Stroiești și la Consiliul Comunal. Interesant este că, printre proprietarii de terenuri din zonă, se află și edilul localității Vâlcene. Acesta spune că, tocmai din această cauză, l-a desemnat pe viceprimar să conducă o comisie de anchetă, dar spune că nu a semnat petiția alături de ceilalți proprietari și că numele său apare abuziv pe listă. Mie îmi pare foarte rău că trebuie să o spun. În 1999, când s-a făcut inventarul domeniului public, eu nu eram primar. Se vorbește de drumul Morii. Eu am declinat competența viceprimarului în rezolvarea situației, având în vedere că sunt și rudă cu petiționarul și am și o bucată de teren acolo. Primarul are niște atribuțiuni, în localitate nu e buricul pământului. Și atunci eu nu pot să stabilesc acolo dacă are sau nu are dreptate. Dacă dumnealor sunt moștenitori așa, pot să stabilească prin instanță. Viceprimarul a preluat ancheta, dar spune că nu a găsit o soluție și că singura rezolvare poate să vină în urma unei acțiuni în instanță. Din consultările, pot să vă citesc. Consultând inventarul domeniului public al Comunei Stroiești, județul Vâlcea, aprobat prin HL, hotărârea Consiliului Local numărul 15, 1999 și publicat în monitor oficial numărul 281-2002, am constatat că drumul la care vă referiți nu este cuprins în domeniul public. Acest drum la care vă referiți a făcut probabil cu sau fără acordul proprietarului, pe care noi nu putem identifica și în acest caz primăria nu poate rezolva situația depășindu-și atribuțiunile. Pe ulița comunală s-a putut circula până în anul 2014. Oamenii sunt deciși să-și caute dreptatea în continuare, dar speră ca o acțiune în instanță să fie făcută de conducerea primăriei.